Dar de ce? Pentru că nu se poate. De ce? Dar de ce nu se poate? Pentru că așa e, nu se poate. Acum lasă-mă în pace, nu mă mai scrie. Din cauza ta nu poți să învăț nici pentru examen. Tu te odată în camera ta. Tu l-ai lăsat pe Mircea să plece de acasă? Nu l-am lăsat să plece. Singur. A dispărut în mijlocul nopții. Are 12 ani. E un copil foarte gălăgios, l-ai fi auzit. De data asta nu. Nu s-a auzit nimica. Dar mi-a cum luat... ai putut? Are 12 ani. Mi-a luat cheia de rezervă și a plecat. Cum? Și tu n-ai observat că lipsește? Am observat, am fost dimineața și l-am căutat. Tu n-auzi ușa! Stresat. Toată săptămâna asta și am încercat să învăț pentru examenele astea pe care o să le pic. Păi numai la asta te gândești. La Mircea de care noi avem grijă, nu? Dar tu ai grijă de el? Tu ești plecat toată ziua de acasă. Și-l las în grija ta pentru că ești responsabil. Încerc, dar nu poți să fac 100 de lucruri deodată. Valeriu, ce faci aici afară? Hai, mă ducam spre examen acum. Examenul a fost acum 2 ore. Ce faci? La ce? N-ai ceas? N-am știut. Am avut acum nu mi-am dat seama. Păi și problemele astea te împiedică să înveți? Te uiți la ceas? Să știi când ai examen și când nu? Așa, dar nu pot să redau. Nu se poate. Ai picat unde mai te examene și la asta? La asta nici nu ai ajuns. Vai. Toată da. Păi nu mai ai ce să faci acum. Îți recomand o altă facultate, un alt loc de muncă, dar aici nu ai poți. Am înțeles. M-a dat afară. Da, m-a auzit, m-am întâlnit cu directoare. Ai dat toate examenul? Da. Da, probleme de familie și n-am ajuns în timp. M-a auzit că la facultate, tu ești un curs în care te-ai făcut de lucru, fără experiență neapărat. Trebuie doar să îngrijești animalele de acolo, cum poți, gen, să le duci la plimbare sau să le dai de mâncare. Nu plătesc foarte mult, ce-i drept, dar dacă vrei să-ți urmezi pasiunea asta, eu zic să încerci. Nu necesită nicio pregătire specială din facultate? Nu. Vă mulțumesc așa. Plăcerea e de foarte mult. Mircea! Bună ziua, s-a făcut trecut de poliție frate, de la secția 5. Unde l-ați găsit? Într-un parc. Vă mulțumim. N-aveți pentru ce? Este datoria mea. Hai, Mircea, intră. În cele din urmă, cei trei frați s-au reîntâlnit, iar Valeriu a realizat că, chiar dacă se întâmplă lucruri negative în viața lui, toate au un scop pozitiv.